Bună ziua! O să facem astăzi pui cu cartofi la cuptor. Avem aici cartofi care am tăiat felii, de 3-4 mm, peste care să pun boia de ardei. O să pun și puțină sare. O să amestec bine. Dacă aveți, puneți și coriandru. Eu acum momentan nu am. O să pun o lingură de ulei de măsline. Amestec bine și o să-i pun într-o tavă. O să așez într-o tavă. Să pun și niște usturoi, foarte puțin pulbere și o să pun și un usturoi zărit. Cantitatea de cartofi depinde de tava care o aveți, puneți. Eu am aici cam un kilogram. Acum este gata. Puteți să puneți cartofii unul peste ceilalți. Deci nu numai un singur rând, depinde cum vă place de mult. Se poate pune un rând sau două. Am aici un kilogram de pui care l-am spălat foarte bine. L-am pus la scurs. Am spălat și cu puțină sare. Dacă aveți oțet, se poate spăla și cu oțet. Și acum o să pun condimente. Sunt multe condimente, ce vă place, dar eu vă spun ce, ce o să folosesc. O să pun usturoi, o să pun paprică, o să pun grill, o să pun piper alb, piper obișnuit, o să pun o linguriță de sirop de rodi. Și o linguriță de soia cu gust de ciuperci. Soia e foarte bună, o combinație foarte bună. O să pun și foarte, foarte puțină lămâie. Începem cu lămâia. O să-i dea la carne un gust foarte bun. Foarte puțin cumin sau chimion, să zic așa. Eu deja le-am aranjat aici. Pun și foarte puțin, nu mai știu în românește numele, o să vi le scriu. La sfârșit le găsiți scrise tot ce am folosit și de fapt puneți forma ce vă place pune și ce nu vă place nu puneți. O să pun și o lingură de ulei de măsline. Sare nu pun foarte multă, pentru că soia, sos are sare. Îmi trebuie cam o linguriță, nu? Acum, la cine nu-i place soia, nu pune. Puneți doar dacă vă place. Eu vă dau o idee. Cam ce pun eu. Și tot o linguriță mică de suc de rodi. Ajunge. Și le las de macerat puțin și pe urmă le pun peste cartofi. O să pun și usturoi proaspăt. Trebuie neapărat și usturoi proaspăt. Usturoi, cantitatea o puneți tot așa cât vă place. Nu o dau puțin. Las la puțin la macerat.
cum am spus, le punem peste cartofi. Sare, am spus, o să folosesc foarte puțin. Am sare de mare, pentru că soia sos am spus că are sare. Am lăsat jumătate de oră la macerat, acum o să le aranjez peste carne. Mi-am amintit cum se numește, se numește turmenic. Se pune mai mult pentru culoare. O le aranjez și le dau la cuptor. O să le pun cam la 200 de... O să le acopăr. Și le dau la cuptor. La 200 de grade. Și cam după o oră pot mai iau aluminiul și las să se prăjească, să primească o culoare frumoasă. O să pun prima dată o folie de hârtie să nu vină în contact cu aluminiul. O să pun folie. Înțep pe locuri. Înțepa pe locuri și dau la cuptor. Este deja de oră la cuptor. O să scot folia și las să se prăjească bine. Este gata, de oră jumate e la cuptor. Acum am mai las poate încă 2-3 minute să se prăjească mai tare și gata. Puii noștri. Vă mulțumesc că m-ați urmărit și la revedere!